În cursul zilei de joi, 26 martie, fostul viceprimar Tiberiu Epifanie Maierean a ținut să răspundă la vechea întrebare a cetățenilor și anume când se va începe asfaltarea drumurilor din municipiul Rădăuți. Consilierul Tiberiu Maierean a specificat faptul că asfaltarea drumurilor depinde și de terminarea lucrărilor de modernizare a firmelor ACET și Pfeiffer. În legătură cu asfaltarea unor artere de circulație, în afară de cele 10 străzi care sunt supuse modernizării prin programul care l-am stabilit de anul trecut și care a început anul trecut și va continua în această primăvară, suntem în pregătire cu un studiu de fezabilitate privind asfaltarea, deci cu covor asfaltic normal, a principalelor artere de circulație din Rădăuți, adică o lungime de 6600 de metri. Pentru acest lucru însă trebuie ca acetul să-și fi terminat lucrările, să fie adus carosabilul la un nivel de reparare corespunzător, astfel încât lucrările care le vom efectua noi să nu se suprapună cu ceea ce trebuie să facă Pfeiffer-ul sau acetul. Pentru că altfel noi facem ceea ce nu au făcut ei bine, le acoperim problemele care le au dumnealor și în felul ăsta facem o dublă finanțare. Știți foarte bine că tasarea pământului care se pune peste și a suportului de balastul care se pune peste țevi, ați văzut că în timp de câteva luni duce la apariția de cratere și șanțuri pe carosabil. Trebuie să avem puțină răbdare pentru că, din păcate, revin, nu se face o compactare corespunzătoare, nu se folosesc materialele stabilite prin proiect și în felul acesta nu putem ei nu pot să facă reabilitarea din start corespunzătoare și o așteaptă să se mai lase terenul, după care să facă reabilitarea. După ce își termină ei toate treburile și se încheie programul cu acetul pentru această etapă de reabilitare, abia după aceea se poate intra cu o nouă investiție, astfel încât drumurile în Rădăuți să revină la o stare de normalitate, adică să fie circulabile fără să aducem diverse mulțumiri administrației publice locale. Mulțumirile sunt între ghilimele, desigur.